dragilor! Înainte să începem acest videoclip, care o să fie ușor diferit, dacă credeți că aveți tulburări alimentare, dacă ați trecut prin asta, dacă credeți că acest videoclip va fi triggering pentru voi, dacă credeți că vă va influența negativ, vă avertizez și din titlu că nu o să fie foarte drăguț ce o să facem. Vă rog să nu îl urmăriți, pentru că nu vreau să am asta pe conștiință. Vreau să fac acest videoclip pentru că vreau să trag un semnal de alarmă. Am observat că există foarte multe persoane ce nu înțeleg diferența între slăbitul sănătos și slăbit extrem. De aceea, începând de astăzi, o să țin o dietă extremă și o să vedem cum reacționează corpul meu, cum o să mă simt și de ce nu e bine să facem asta și ce rezultate o să avem. Ok, am auzit de această dietă acum ceva timp, urmărind videoclipuri pe YouTube, și apoi am văzut că a fost ceva foarte popular, foarte multe persoane au încercat această dietă și am zis, ok, pare interesant, și când am văzut videoclipurile lor am rămas puțin mască pentru că dieta pe care vreau să o țin timp de 3 zile, pentru că nu vreau să risc mai mult de atât, 3 zile e mai mult decât suficient pentru a-mi da seama cam care sunt efectele acestei diete. 3 zile, dieta IU. Îmi pare rău pentru fanii K-pop, nu știu mai multe despre ea, în afară că este o cântăreață și o actriță sud-coreană, dar știu că a vorbit la un moment dat deschis despre faptul că a avut eating disorders, că a avut tulburări alimentare și nu știu exact dacă dieta aceasta este din perioada ei mai neagră sau dacă este pur și simplu o dietă pe care o ține pentru a se păstra în formă pentru spectacolele ei. Dieta IU constă în la micul dejun un măr, la prânz un cartof dulce și apoi seara un shake proteic. Abia dacă se ridică la vreo 400 de calorii. După fața mea probabil vă dați seama că nu sunt foarte entuziasmată să fac asta, dar vreau să văd de ce lumea ar face asta, vreau să văd cum o să mă simt, vreau să văd dacă sunt suficient de puternică încât să supraviețuiesc 3 zile și să fiu totuși activă și să îmi văd de treabă. Ok, haideți să luăm niște cadre. Și acum o să mă și măsor ca să vedem. O să luăm talie, shoulder și coapse. Astea sunt zonele în care eu de obicei mă îngraș și slăbesc cel mai repede. În talie am 66 de centimetri. Aici am 91 de centimetri. 54 de centimetri. Piciorul drept. Piciorul stâng avem 53 de centimetri. Kilograme 50,5. Oh, wow! Nu e prea mult. Și kilograme avem 50,600. Și astăzi este prima zi din dietă. Vreau să vă spun că am planificat de ceva timp acest videoclip și în ultimele zile am mâncat cam tot ce am vrut, inclusiv dulce, fără limite. Am încercat să îmi satisfac toate poftele pentru că știam că nu o să am parte de ele câteva zile și deși în mod normal merg pe puțin dulce în fiecare zi. Bine, zilele trecute am mâncat că și pentru zilele astea. Așa că o să vedem. Eu nu sunt o mare fană a fructelor, în acest moment îmi vine să plâng. Am luat niște mere verzi, din câte mi-amintesc că astea îmi plăceau mai mult decât celelalte. Partea cea mai bună e că nu trebuie să mai stau să mă gândesc foarte mult ce să mănânc dimineață, așa că ocazia asta am deja totul pregătit. M-am schimbat în hainele mele normale, de zi cu zi, și o să mănânc micul dejun, yay! Și o să mă uit la Big Bang Theory, o să fac un episod sau două și apoi o să mă apuc de lucru. Ok, e timpul să mă apuc de lucru și astăzi trebuie să răspund la niște mail-uri și am și niște întrebări la care trebuie să răspund.
Apoi, cred că o să iau prânzul și abia apoi o să mă apuc să editez un videoclip pe care o să-l postez astăzi sau mâine. Nu, am o dată. Mi-am umplut o sticlă mare de apă de 2 litri. Asta pentru că uneori mă face să fiu mai puțin pofticioasă. De cele mai multe ori, atunci când suntem deshidratați, avem chef să ronțăim fel de fel de chestii. Dar oricând o să-mi zboare mintea la ceva dulce, ceva de ronțăit, o să iau o grămadă de apă și o să continui. Să nu uităm de muzică! În astea 3 zile o să mai permit să beau și ceai. Eu am unul la French Secret. Este cel Slimming Tea. Le-am primit spre testare, dar nu sponsorizează acest videoclip. Îmi place ceaiul ăsta pe bune, au și alte variante, dar îmi place în special acesta pentru că mi se pare că îmi mai potolește pofta de dulce și de aromțăi ceva, ceea ce e un mare plus pentru mine, pentru că mie îmi place să ronțăi mereu oricând fac ceva și asta mă face să mai stau puțin pe linia de plutire, de asta sunt foarte calmă. Și chiar le recomand dacă aveți probleme. Miros a levanțică. Mie îmi place, nu știu, îmi dă, ește, nu știu, așa o senzație de calm. Chiar îmi plac. Am revenit, sunt tot aici. Asta ca fapt divers, pentru că n-am mai făcut vloguri, n-am mai avut ocazia să vă povestesc un altă ce se mai întâmplă cu viața mea. Okay. Dar nu am apucat să vă spun ce se mai întâmplă cu viața mea, însă trec printr-o perioadă destul de stresantă și toată ziua astăzi am făcut mai să dau mesaje și să sun și să vorbim și să... În fine, e destul de dificil ce se întâmplă. Ok. Ok. Fun fact. Am venit să îmi pregătesc prânzul care ar fi trebuit să fie acum cel puțin 2 ore, 3 ore în urmă. Ok. Cred că o să iau 2 cartofi. Este un cartof extrem de mic. Se folosesc pe aceștia 2 pentru că... Da, sunt mici. Se pune ca unul mai mare, cum sunt ei de obicei, așa. Ok, așa am pregătit cartofiul. Am pus niște usturoi din acesta deshidratat, niște piper și niște rozmarin, ca să-i dăm ceva gust, pentru că... Cum? O să punem la cuptorul turcesc care s-a încălzit și să așteptăm 20 de minute. Nu numai că nu am mare lucru de mâncat, dar am și reușit să îi ard pe unii, așa că asta este, asta avem. Mi-am făcut și shake-ul proteic. Dacă am venit să plâng, da, este ultima mea masă pe ziua de astăzi și nu pot să zic că am mâncat cine știe ce. E ok, nu prea îmi place pudra asta proteică pe care o am eu, dar am luat o pungă întreagă, așa că va trebui să termin la un moment dat. Bună dimineața! O să vă spun foarte sincer, n-am foarte multă energie. Am și dormit puțin, cam ciudat. Și nu foarte mult, am dormit destul de târziu. Aseară n-am mai stat să editez videoclipul pe care voiam să-l editez, pentru că n-am avut energie. M-am dus și mi-am pus o mască pentru față și am stat în pat și m-am uitat la videoclipuri pe YouTube și n-am făcut nimic altceva. Nu mai aveam energie fizic să stau cu ochii într-un ecran sau ceva. Nu mai aveam stare, pur și simplu. Așa că asta o să facem astăzi. Ok, avem micul dejun. Și să vedem ce mai găsim să vedem pe HBO Go. Ok, dacă există persoane ce spun că s-au simțit bine ținând dieta asta, cred că mint. Cred că au trișat, pentru că nu ai cum să te simți bine cu dieta asta. Sunt fără vlagă, nu am energie, nu am motivație, mi se cam împleticesc picioarele când merg prin casă. Nu aș fi în stare să țin o asemenea dietă dacă ar trebui să mă duc la școală sau la serviciu sau orice altceva. E crunt și nu-mi place deloc. Dar încerc să mă țin cât mai tare pentru că am promis că îl țin 3 zile. Mi-am pregătit prânzul. Am făcut cartoful dulce, nu se menționează cum să-l pregătești, așa că eu l-am făcut piure și am pus o grăsă de condimente ca de obicei, mai puțin sare și asta e, o să mănânc și o să încerc să mă convinc că sunt bine. Ok, mi-am mâncat cina, să mai bine zis, mi-am băut cina mult mai devreme decât m-aș fi așteptat sau mult mai devreme decât ar fi trebuit. E 7:20. Nu mai mănânc nimic până mâine dimineață și
Până m-am apucat de lucru, în continuare am aceeași atitudine sictirită. Nu mai gusta. Nu-mi place ce se întâmplă. Neața, tocmai ce mi-am anulat antrenamentul de la 11 pentru că nu se va întâmpla. Nu o să mă duc la sală și o să mor pe acolo. N-am suficientă energie. Antrenamentele la sală sunt mult mai intense. Dacă o să reușesc să am suficientă motivație încât să fac ceva acasă, poate o să mă antrenez acasă puțin. Dar la sală nu a fost nicio șansă pentru că sunt foarte intense și nu cred că aș fi rezistat, așa că mi l-am amânat pe ziua de astăzi. Așa că bine ați venit în ziua numărul 3 de tortură. Abia aștept să treacă și ziua de astăzi, nu știu ce să fac ca să treacă ziua asta mai repede și m-am și trezit la 9. Vreau să vă spun că am mâncat în astea 3 zile mai multe mere decât am mâncat în ultimii 2-3 ani, dacă nu cumva și mai mult. N-am fost niciodată o mare fană a merelor, dar de data aceasta nu am avut de ales. Stăteam aici și așteptam să se facă cartofi la cuptor și am văzut în apropiere un borcan cu castraveți murați și am trișat și am luat o mușcătură și am luat unul jumătate de fapt. Nu regret nimic. Vă spun sincer că nu cred că o să mai mănânc cartofi dulci foarte, foarte mult timp de acum încolo. Sunt sătulă până peste cape. Vreau să vă arăt ce pudră proteică folosesc. Vă spun sincer că nu sunt mare fană, dar asta este. Acestea sunt informațiile cele mai importante. Dacă asta vă interesează să știți, 32 de grame înseamnă 99 de kilocalorii plus laptele sau, mă rog, laptele de soia sau orice altceva folosiți, ajunge undeva la, o să zic, un maxim exagerat de vreo 150 de kilocalorii maxim. Și da, dar nu-i prea bun, nu prea-mi place, nu-l recomand, ca să fiu sinceră. Acum îmi dau seama că nu cred că am apărut machiată în videoclipul ăsta. S-a terminat! Ieri a fost ultima zi și pot să zic că sunt surprinsă că m-am ținut destul de bine de toată nebunia asta. Haideți să vedem ce s-a întâmplat în astea câteva zile. În prima zi o să zic că am fost destul de ok. În ziua precedentă mâncasem cam tot ceea ce am vrut. Simțeam că am energie, eram destul de motivată. Nu pot să zic că mi-a fost foame, dar simțeam dorința asta de a ronțui ceva. M-am putut concentra cât de cât, am lucrat, am făcut una alta. Pot să zic că a fost o zi relativ normală pentru mine. În a doua zi deja simțeam că mi este cam foame. Nu mai era vorba numai de ronțăit, dar începeam să am fel de fel de pofte și voiam să mănânc cam tot ce vedeam în fața ochilor. Abia dacă reușeam să mă concentrez. După care a treia zi, ieri am fost praf. A trebuit să-mi anulez antrenamentul pentru că nu mă simțeam în stare, nu voiam să mă duc pe acolo și să leșin. Aveam amețeli, mi era clar foame, ghiorțeau mațele constant. Aproape nu m-am dat jos din pat, pentru că nu aveam motivația necesară, nu aveam chef de absolut nimic. Partea interesantă în astea trei zile a fost că totuși nu am avut... Am avut o stare de spirit destul de ok. Nu pot să zic că eram prea nervoasă sau prea supărată, aveam o stare chiar în regulă, simțeam ok, eram destul de zen. Ce mi s-a părut dificil a fost că am plecat cu mintea pornită că o să fie groaznic și că o să vreau să mănânc și să ronțăi și să mănânc dulce și așa. Și felul în care gândești e super, super important în cazurile astea și... Eu nu pot să zic că am plecat cu gânduri prea frumoase în legătură cu dieta asta. O altă chestie, pentru că nu am putut să ronțăi, am băut extrem de multă apă. Eu, în mod normal, beau în jur de 2 litri de apă pe zi. E bine, în astea 3 zile am băut între 3 și 4 litri de apă pe zi. De asta mi se pare că am reținut o parte din apa pe care am băut-o. Haideți să vedem rezultatele!
Ok, 64 de centimetri în talie. Eu am început cu 66. Wow! Sincer, o să fiu, nu mă așteptam să scad. 90? Cred că 90 aveam și înainte. A, nu, aveam 91, am scăzut un centimetru la fund în... Ia să vedem picioarele. Deci la stângul avem 52 de centimetri, când am început aveam 53. Început să-mi apară vergeturi, când deja oscilez între greutăți și o diferență măricică, mi-apar vergeturi. Și la dreptul este 53 și am început cu 54. Sunt ușor șocată, nu mă așteptam să vadă și în măsuri. În măsuri se vede cel mai bine, pentru că greutatea e destul de înșelătoare. Haideți să vedem și cântarul ce zice. Cam 49.200. Se înseamnă că am slăbit aproape 1,5 kg. Cred că mi-am dat peste cap metabolismul acum. Probabil o să rețină absolut tot ce mănânc în următoarele zile, pentru că l-am înfometat zilele astea încât să se panicheze organismul și să rețină tot ce o să mănânc. Recomand să faceți asta? Nu. Nu merită. Te simți mizerabil. Ai rezultate, dar nu e sustenabil. Când o să încep să mănânc, ca lumea, ca o persoană normală, o să pun pe mine și o să am mai multe kilograme decât atunci când am început. Slăbiți încet, încet, dar sănătos, decât să faceți chestia asta, pentru că nu, sunt sigură că nu o să reziste chestia asta și puteți să țineți și o săptămână, să zicem că o să slăbiți 3 kg. Și evident, la un moment dat o să cedați. Sunt mai mult decât sigură, pentru că nu poți să mănânci atât de puțin zi de zi și să ai energie și să te duci la muncă sau la școală și să te duci la sală și să ai și viața socială și nu. Nu ai suficientă energie pentru a face toate cele. De ce ai vrea să faci asta? Și să ratezi lucruri importante numai pentru că vrei să dai jos 1,5 kg? Vrei să dai jos câteva kilograme? Poți să faci asta foarte simplu și dacă mănânci mult mai sănătos și dacă te duci la sală și ai o viață activă. Așa că nu faceți dieta asta. Nu o recomand, rezultate rapide, dar sper de mâine să mă trezesc tot la 5600 cât am început. E cel mai important să fiți voi sănătoși și să aveți grijă de voi, să fiți fericiți și nu să vă simțiți mizerabili după aia pentru că aveți câteva kilograme în plus. Acum o să mă duc și o să-mi fac să mănânc ca persoană normală. Sunt foarte entuziasmată. Vă mulțumesc că ați urmărit acest videoclip. Vă rog, nu luați ca o inspirație, nu asta a fost menit să fie. Asta sunt probabil cât de oribil m-am simțit zilele trecute și nu este ceea ce vreau să faceți și voi. Aș aprecia enorm dacă ați da un like acestui videoclip. Îmi încurajez să veniți cu like-urile, să plouă cu like-uri, pentru că am suferit destul. Și nu uitați să vă abonați dacă n-ați făcut-o încă și o să ne revedem săptămâna viitoare cu un nou videoclip. Vă pupa! Pa, pa!